Aici nu este neapărat, dacă vreți, un atac la adresa Parlamentului, ceea ce spune doamna Cîrleș, ci este un atac la Constituție, pentru că dreptul de a aproba sau a respinge cererile de reținere și arestare este consfințit prin Constituție. Parlamentul nu face nimic altceva decât ceea ce îi dă dreptul Constituția. Dacă doamna Cîrleș are probleme cu Constituția, cu toate că nu este în poziția în care poate să facă astfel de critici, să aducă astfel de critici, atunci este, în fine, sigur, dreptul ei ca persoană privată, dar nu în calitate de șef al DNA-ului. E rolul parlamentarilor, corpului legislativ, să decidă dacă schimbăm aceste prevederi sau nu. Eu cred că aceste prevederi trebuie să rămână în continuare, pentru că spiritul în care a fost creată imunitatea parlamentară este tocmai acela de a proteja cetățenii și nu parlamentarii, de a proteja cetățenii de lipsa unei reprezentări prin abuzurile de putere și excesele de putere pe care pot să le facă anumite instituții la adresa unora dintre parlamentari.